Stai așa. Nu-l vede zâmbetul. Așa s-a întâmplat. Asta e bună. Da, da. Ce-i nou, Dragomire? Cum te mai simți? Ca de obicei. Ne permis să ne așezăm? Poftiți, luați loc. Dacă ne povestești, îți facem cinste. Despre ce să vă povestesc? Despre ce povesteai și altă dată? Povestește. Despre viața ta, ce ai mai făcut? De exemplu, despre aventura din noaptea nunții. Aia povestit-o deja. Povestește despre evadarea ta. Pe cine interesează? Nici pe mine nu mă interesează. Povestește ceva ce te interesează. Despre tinerețea mea din România? E bine? Vă convine? Tu știi mai bine. Cele mai vechi amintiri ale mele sunt de când lumea. Copilăria mea de acum 70 de ani. Când îmi amintesc de acele vremuri, este ca și cum mi-aș aminti de începuturile lumii. Stăteam pe un trunchi de copac și priveam chipul meu în lac. Așa nu ajungem nicăieri. Lasă-l să spună, nu numai că nu ajungem nicăieri, măcar de-ar fi adevărat. Aș bea ceva cu plăcere.
Mi-a ajunge și o înghițitură. N-ați comandat-o pe Linca? Ia zi, cum am fost în România? Nu aveam mai mult de 17 ani. Păi toată lumea a avut odată 17 ani. Ziceam că nu aveam mai mult de 17 ani. Haide, ia loc! Bătrânul Dragomir povestește, zicea că avea 17 ani. Să vedem ce o să iasă. Tatăl și fratele meu trăiau separat. Amândoi erau rotari. Atelierul și casa lor erau în celălalt capăt al orașului. Noi mai toată ziua nu făceam nimic. Mama și Kira se aranjeau în fața oglinzii de dimineață până seara. Se pregăteau pentru chefurile din fiecare seară. Iarna aveam ceai și vara răcoritoare dulci. Tot timpul anului mâncam deserturi turcești. Sorbeam cafea, fumam narghilea. Ne fardam și dansam. Frumoasă viață am avut. Hai să cântăm cântecul ce-mi place mie. Bărbații care veneau la noi erau tineri și frumoși. Întotdeauna brune sau și ateni. Turci, greci sau români. Dar naționalitatea nu avea nicio importanță. Tot ce conta era să fie tineri, frumoși, discreți și foarte răbdători. Eu trebuia să stau de pază. Trebuia să stau pe pervazul geamului să pot semna la orice mișcare nedorită. Îmi plăcea treaba asta. Îi uram de moarte pe tată și pe fratele meu. Apăreau și ne băteau, mai ales pe mama. Vă simțiți bine? Mama și Kira erau nespus de frumoase. Genele lungi se mișcau îmbietor, în sus și în jos. Vreau parcă să învie focul din privire din care se năștea dorința. Musafirii nu pierdeau nicio ocazie să le sărute mâinile, hainele, sandalele, îmbrățișări și săruturi, mișcări provocatoare ale trupului între mâinile doritoare. Sânge rău, de ce mi-aș face și pe cine să mă mâni? Este o veche zicătoare, bate vântul la crăcâni. Haideți, hai, ieșiți repede. Hai mai odată! Hai. Ce vreți? Ce vreți iar? Iar asta găsesc? Distracție! Ce treabă tu ai tu? Tu târfă ieftină! Banii ăștia sunt al lui tata și atelierul, tot din banii lui. Uite, acolo-i și ea! Dă-i! Dă-i!
fecioare, da, nu loviți fața! Nu vă atingeți de mâini! Iertare! O să ne întoarcem. Acum aranjați-vă. Râde toată lumea, Doamne, de noi. Doamne. Niciodată nu am aflat. Oare la început mama l-a înșelat pe tata și de asta a primit bătaie? Sau tata a chinuit-o pe mama fără niciun motiv, că a mai pus-o înșele? Eu pe tata nu l-am văzut niciodată tandru, niciodată altfel decât lovind. Cu tandrețe numai aman ce o consulau pe mama. Atâta merită, nu-i așa? Nu-i așa că merită? Hai că nu m-a sluțit prea tare. Două zile iar chemam musafirii. Dintr-o bătaie nu se moare. Dacă ne gândim bine, nu suntem datori cu nimic. Nu noi am vrut să ne naștem. O datorie avem pe lume. Avem grijă de sănătate. Pentru asta ne trebuie trei lucruri. Mâncare bună, băuturi bune și multă dragoste. Cu siguranță trupul omului este foarte important, dar cea mai importantă e fața, pentru că ea se vede din tâi. După cum a spus mama, în numai câteva zile chefurile au început din nou. Ea și Kira erau din nou frumoase și vesele. Nu știu dacă ați aflat, Codina a ieșit iar din închisoare. Ah, săraca tante Anastasia. Are probleme. Cine? Codin criminalul? Ăla, cuțitarul ăla de pomină, spaima împrejurimilor. Nu Codin este cel mai rău, sunt oameni mult mai răi. Bărbatul meu, de exemplu, este mai josnic decât el. Gata, Hai, pentru că lucrează vesel la roțile lui din atelier. Hei, de ce ai făcut asta, Dragomire? M-am enervat foarte tare. Tipul ăla o mângâia și tângea la picioarele ei. Oh, Dragomir, de ce ești gelos? De asta ai făcut-o, Dragomir. E urâtă gelozia, nerușinatule. Să vedeți ce vă fac eu. Rușine! Mă alintau două femei. Eram prizonierul iubirilor. Aveam 17 ani și habar n-aveam de viață. Era o realitate că hoinăream singur. Atunci descopeream că afară există o altă lume, plină de lumină și de parfumul florilor sălbatice. După neîncetate dansuri, lingușeli și sărutări de parfum de narghilea, îmi pica bine să descoper cum este să alergi după fluturi, să te jos cu posași, să prinzi rădaște, să asculti repitul păsărilor, să cunoști minunățile care ți inundă sufletul, când trupul ci se zvântă în bătaia vântului de vară.
și vin înapoi. Bine, bine, vin. Foarte bine. Hei! Hei! Tu! Ia vino aici. Ia zi, puștule, ai fi drăguț să duci acest bilețel lângă mănăstire pe stânga, apoi, după colț, la a treia casă caut-o pe Irina. Așteaptă până îl citește și îmi răspunde. Atâta tot. Du-te, băiete, grăbește-te. Da, domnule. Nu știu. Spune-i că voi vedea. Ăsta ți-e răspunsul? Da, ăsta. Spune-i că nu știu. Îți transmite că nu știe. Nu? Atâta tot? A spus și că o să mai vadă. Nu-i accepti? De ce nu? Pentru o favoare nu se acceptă răsplată. Ia zi, băiete, ai ajuns din întâmplare în orașul ăsta? Cine e tatăl tău? Unde stai? Nu locuiesc cu tata. Stau cu mama și cu sora mea Kira, aproape de port. Ah, mama ta e femeia aceea vestită și frumoasă. O respect și îi transmit salutări. Iar sora ta, Kira, este cea mai frumoasă fată din împrejurimi. Numele meu este Codin. Ai mai auzit de Codin? Atunci ai auzit că după ultima crimă am fost închis. Dar sunt aici. Stau la soare, în iarbă. Nici o problemă. Nu-i așa? Așadar, ți-e frică de mine. De ce ți-e frică? Zi. Zi liniștit. De ce ți-e frică? Știi tu ce înseamnă să faci rău cuiva? Să provoci suferință. Nu, puștule. Nu știi. Răul, singurul rău, este nedreptatea. Acum ești doar un puști și ești primul de la care aud că pentru o favoare nu se acceptă răsplată. Aici, la noi, este exact invers. Dacă îi dai un ban, așteaptă doi. Mă bucur că te-am cunoscut. Ia zi, vrei să fii prietenul meu? O să-mi spui cum ești tu de fapt și eu o să-ți spun și eu cum sunt de fapt. O să-ți spun tot ce știu, că știu destul de multe. Știi ce? Eu sunt un animal. Vrei să-mi fii prieten? Cum să vă fiu prieten? Deocamdată nu pot să vă promit nimic. Nu-mi poți promite nimic? Atunci du-te cu Dumnezeu. Mulțumesc pentru favoare. Ieri am năucit. Oare acest om, acest cuțitar, acest fost deținut, de ce ar fi avut nevoie de o prietenie blândă, mai ales de-a mea, care nu știam altceva decât petrecerile de neuitat ale mamei și de nebunile tatălui? Într-o seară, casa era plină de musafiri. Erau 7. Între ei 3 muzicanți, muzicanți vestiți în acele vremuri. Mama era atât de lăsată în voia plăcerii și fericirii, cum nu mai văzusem până atunci. Gustați-vă, parcă simțea că viața fericită îi se apropia de sfârșit și voia să profite de această ultimă ocazie. Palicarilor, aveți în aceste pungi de 5 ori mai mult decât dreptul vostru. De 5 ori mai mult decât vi s-ar cuveni. Nu din generozitate fac asta, dar voi știți prea bine că în această casă plăcerile se plătesc. Uneori se poate întâmpla să plecați în grabă pe această ușă secretă. Sper că sunteți iuți de picioare. Deci ne-am înțeles. Atunci muzica. Thank you.
Ăsta, da! Ăsta-i băiatul meu! N-am nicio îndoială! Dragii mei, credeți-mă, asta și de Dumnezeu îi place! Domnul mi-e mată, nu vreau să schimb nimic, să rămânem așa cum ne-a creat. Cum aș putea schimba eu creația Domnului? Spuneți-mi cum! Dumnezeu vede că nu-l contrazic! Rămân cum m-a făcut! Ascult supusă strigătele și poruncile inimii mele. Și diavolul? Uneori și dracul își bagă coada. Eu nu cred în diavol. Dumnezeu e mai tare decât el. Stați liniștiți. E voia Domnului să fim așa cum suntem. Voia Domnului este totul. Să rămânem în pat dimineața, să înfulecăm prăjituri, să sorbim cafeaua, să facem băi, parfumate în ulei, ulei de smirnă, să facem o baie cu abur de lapte, încălzit pe sobă, să ne ungem părul cu ulei de migdale, aromat cu mosc, și să nu uităm de unghii, să le dăm cu oj, să ne facem frumoase, admirate, și să petrecem tot timpul cu mâncatul, fumatul, zi de zi, și când soarele a apus, să ne trezim, să ardem mirodenii, apoi să bem siropuri, să primim oaspeți, să înceapă petrecerea, muzica, dansul. Doamne, cine ar avea curajul să spună că Dumnezeu nu așa ne-a creat? Doamne, nu există altceva mai bun decât să fii aici. Așa e, ai dreptate. Dar, dragii mei, orice fericire își are latura ei tristă. Viața chiar o plătim cu moartea. De aceea trebuie să o și trăim. Trăiți-o, copiii mei, trăiți-o după gusturile voastre și în așa fel încât să nu regretați nimic. În ziua judecății de apoi... Sunt aici! A venit! Ieșiți afară! Fugiți! Hai să plecăm! Ieși pe ușă! Fugiți! Hai, mergeți odată! Hai, grăbiți-vă! Hai odată! Nu mai... Ieși, ieși! Ia! Acum te omor! Animalule! Ce-ai zis? Ia! Nenorocito! Ia! Spirule! Te omor! Ia! Nu! Ia de aici! Lasă-mă în pace! Nu! Deci așa stăm. Te arunci la frate tu, iar curva aia de soarta vrea să mă omoare. Interesantă poveste, chiar dacă nu e adevărată. Îl cunosc pe Dragomir. El nu minte. Tot ce spune este adevărat. Știu eu că minte. Îmi dați în copalincă? Îți luăm, doar continuă. Tata și fratele meu au stins lumânarea și m-au luat cu ei. Plângeam la gândul că mama e acolo în pivniță, că zace bătută, între broaște și legume putrezite, iar Hira se sufocă în ladă. Erau cu ochii pe mine ca nu cumva să fug. În timpul zilei mă puneau să lucrez, iar spre seară mă închideau într-o cameră cu geam mic. Am găsit o spiță sub saltea. M-am cățărat pe pervaz și am forțat gratiile.
M-am strecurat afară și am început să alerg. Spre casă. Tu ești Dragomir? Eu sunt, îți dau drumul. Mama, ce e cu mama? Au închis-o în pivniță. O eliberăm și apoi plecăm. Haide. Mama! Doamne! Oh, mama! Dragomir! Dragomir! Hai grijă, mama! Mama! Ce-a rămas din tine? Ce-a rămas din minunata noastră mamă? Lasă asta, Kira. Trebuie să fugim, asta e cel mai important, înainte să se întoarcă. Mama și Kira s-au spălat repede, s-au schimbat și o oră mai târziu am fost toți trei pe drumul Cazasu. Ne-am așezat în iarbă să nu ne vadă nimeni. Copiii mei, la multe mă așteptam din partea tatălui vostru. Dar nu mi-aș fi închipuit vreodată să mă sluțească în halul ăsta, fără să mă omoare pe loc. Trebuie să știți că ochiul stâng mi-e aproape ieșit din orbită. Pentru mine asta e mai rău ca moarte. Dumnezeu m-a făcut pentru plăcerile trupului. Așa cum pe o cârtiță a făcut-o să trăiască departe de lumina soarelui. M-am jurat să mă omor dacă prostia omenească m-ar sili să trăiesc o altă viață decât aceea pe care o simt clocotită în sângele meu. A sosit vremea să mă gândesc la jurământul acela. Vă las, mă duc să mă îngrijesc departe. Dacă mi-o-i scăpa ochiul și voi izbuti să mă tămăduiesc, voi trăi și mă veți revedea. Dacă îmi pierd ochiul, nu ne vom mai regăsi niciodată. Iată ce mai am de spus. Tu, Kira, dacă așa, după cum bănuiesc, nu ți-e dat să trăiești în acea curățenie care vine de la Dumnezeu și care aduce mulțumire, să nu fii o cinstită fățarnică. Și tu, Dragomir, dacă nu poți ajunge un om bun, un om de treabă, fii ca sort și ca maică ta, poți să te faci chiar hoț, dar un hoț cu suflet? Căci omul fără suflet, dragul meu, e un mor care împiedică lumea să trăiască, e ca tatăl vostru. Acum voi o să rămâneți aici. După toacă vor veni să vă caute doi călăreți și vă vor lua sub taripa lor. Să știți că aceia sunt frații mei. Doi oameni de suflet și de inimă. Eu mă duc la ei, dar pe voi nu vă pot lua, că sunteți încă fără minte și îi puteți da de gol fără voia voastră. Eu vă las destul avere la frații mei. Și acum am să vă spun un lucru. Trupul nostru este supus bolii. Voia lui Dumnezeu, n-am cunoscut chinurile astea. Dar ele există și fără de număr sunt cei care pătimesc de ele. Și nu uitați de ei. Gândiți-vă la ei. Rămâneți cu bine, copii. Mama! Mama, nu ne părăsi! Asta-i voia Domnului, Kira. Aștept de la voi să înțelegeți. Mama! Mama!
Ce să însemne asta? Doar un singur lucru. Vrea să spună că ne vom revedea în cer. De atunci nu mai știu nimic despre mama. Mai bei încă una? Mm? Am îmbrățișat-o pe Chira și am plâns. Totul părea ireal, era ca un coșmar. Ca un vis în care ne-am retrăit viața de până atunci. Și cei doi unchi, hoții? Continui imediat. Era vremea rugăciunii de seară. Hei, hei! Ei sunt! Ei sunt! Așa e. Ei! Au venit. Hei! Slavă Domnului, au venit! Hei, hei, hei! Alea, alea! Oh! Hei! Oh! Hei, fetițo! Cum vorbești mai bine? Grecește, turcește sau românește? Românește, voinice. Și cum te cheamă? Spune. Pe mine Cosma. Pe mine Chira. Bine, Chira. Te sărut ca un unchi. Cine va putea să-ți sărute buzele ca amant va fi fericit. Tu ce te holbezi așa? Ți-e teamă? Aveți multe arme. Tu ești Dragomir, nu-i așa? Da. Dacă ești certat cu cei ce împar dreptate pe lumea asta, nu poți avea destule arme. Bea afla și tu. Cu siguranță. Eu înțeleg bine asta. Ce înțelegi tu așa de bine, Chira Chiralina, boboc de trandafir? Că oamenii sunt răi și voi îi pedepsiți. Așa e. Văd că te cam macină răzbunarea. Răzbunare sfântă și dreaptă. În seara asta vreau ca tu să faci o gaură în pieptul tatălui meu. Și fratele tău tot așa îl va pedepsi pe fratele meu. S-o faceți, vă rog, și numele mamei mele. Faceți asta și vă voi fi slugă cât trăiesc. Duceți-mă cu voi. Chira, Dumnezeu a greșit că te-a făcut femeie. Ți-am înțeles dorința și nu avem nimic împotriva. Doar pui paie pe foc. Nu vei fi îngrozită când vei vedea chipul tatălui tău desfigurat? Îmi voi băga mâinile în sângele lui și mă voi spăla pe față. Chira, Chiralina, fată dulce, dar veninoasă, ești ca mama ta? Va fi cum îți dorești. Vom încerca în noaptea asta. Voi doi veți fi momeala. Dragomire, tu nu vrei răzbunare? Îl urăsc pe tata. Am utilat-o pe mama, care era cea mai frumoasă. Așa e, Dragomire, urâtă amăgirea asta. Și câte o să mai vină? Bucurie și durere. Vei cunoaște în curând izvorul binelui și al răului. Cu femeia, sângele ți se va umple cu otrava iubirii și vei face multe rele. Dar binele și răul înseamnă același lucru și vieții nu-i pasă ce gândim noi despre asta. Pentru viață, suferința și bucuria este una. Noi ne ascundem. Dacă trebuie, așteptăm până dimineață. Voi culcați-vă pe pat îmbrăcați. Înțelegeți? Și să nu vă mișcați de acolo orice s-ar întâmpla. Lăsați lumânarea aprinsă. Dacă vin și vă întreabă, răspundeți ce vă trece prin cap. Geamurile să rămână deschise. Și rămâneți pe pat. E foarte important. Dacă aș trăi 1000 de ani, mi-aș aminti de acea noapte și în ceasul morții. Îl uram pe tata și pe fratele meu. Îmi doream din suflet moartea lor. Dar una e să dorești moartea cuiva și alta e să fii martor la execuția lui. De ce trăiește mila pe lângă ură? De ce iubim și de ce ucidem? Când am rămas singur, m-am uitat în ochii Chirei, unde ardea dorința fanatică de a ucide. Parcă se pregătea de sărbătoare.
S-a fardat ca și cum ar fi așteptat musafiri. Sărută-mă pe obraz. În seara asta arma ne va elibera. Kira, n-ar fi mai bine totuși dacă i-am oprit pe unchi și am plecat departe? O să plecăm, dar mai întâi îl pedepsim pe tata. O să fie îngrozitor, Kira. Va fi o priveliște minunată. O priveliște minunată, Dragomir. În secret speram că tata și fratele meu nu vor veni în seara aceea. Dar voia sorții e mai puternică decât dorințele noastre. Cine știe, dorința Chirei putea fi și dorința sorții. Dacă dai înapoi, îmi înfig cuțitul în inimă și vei rămâne singur pentru totdeauna. Lasă cuțitul. Jur pe mama că nu voi da înapoi. Acum, sub nicio formă, nu trebuie să privim spre ușă. Nu e voie, nu e voie! Cine a spart ușa? Unde-i târfa de măta? Nu trageți! Nu sunt înarmat! Nu sunt înarmat! Unde a dispărut? Ce s-a întâmplat? Ați greșit! Ați greșit! A fugit! L-a înghițit pământul! De când trăiesc, tatăl vostru e al treilea om pe care îl ratez. El e al treilea. Mi-a fost prezis că voi muri de mâna acelui om pe care îl ratez a treia oară. Deci ăsta e sfârșitul. De azi încolo, să nu mă mai socotiți printre cei vii. Iar acum fiți atenți. În casa asta nu mai aveți ce căuta. Tu ești fată, te vom lua cu noi. Dragomire, te vei duce la hangiul de unde ați adus mâncarea. Acolo vei avea de toate. Se vor îngriji de tine. Gazda știe despre tot. Luați-mă cu voi, vă rog. Nu, asta nu se poate. Viața noastră e dură. Voi ați crescut în puf. Dar mă omoară tata. Nu o să te omoare. Nu peste mult timp vom veni din nou aici. Noi stăm doi, el e singur. Dragomire, trăiește după voia ta. De parcă nu ne-am fi cunoscut. Străinilor nu le vorbi de noi. Dacă vreodată vrei să știi de noi, vorbește cu hangiul. Sau și mai bine cu Ibrahim, îl știți, pescarul de raci. Dacă sub geamul hanului auzi vreodată, poftiți la raci proaspeți! Coboară repede și o să auzi de noi. Am rămas singur. Mă gândeam mereu. Unde putea fi biata mama? Și oare cum e cu ochiul? Pe unde o fi Kira? Sau unde se adăpostesc cu unchii mei? Mamă, Kira, unde sunteți? De ce m-ați părăsit? Degeaba sunt liber. Nu știu ce să fac. E greu fără voi. M-ați putea plimba cu barca? Discutăm. Ai 5 bani? De ce? Asta se plătește?
Toate au un preț. Nu am niciodată bani la mine. Nu obișnuiesc să dau bani. Așa e cu domnișorii bogați. Habar n-au că viața cere bani. Ești turc? Nu, român. Nu-i nimic, vorbesc și românește. Sunt Azim Efendi, negustor arab. Dă-mi voie să-ți mărturisesc că te-am urmărit. Pentru condiția ta socială, nu e bine să vorbești cu astfel de oameni. Ai tăi unde sunt? Nu am pe nimeni. Trăiesc singur. Serios? Un tânăr așa distins să trăiască singur? Dacă ai chef să te plimbi cu barca, ți-o ofer pe-a mea. Mulțumesc, efendi. Nu știți cumva cum se poate trata cineva care s-a rănit la ochi? Despre cine e vorba? Despre mama. Are un ochi rănit. Ah. Dacă tu nu știi, de unde să știu eu? Nu contează. Peste două zile merg la Istanbul. Poate o tratează acolo. O să mă interesez. V-aș fi tare recunoscător, domnule. Și nu uita, dacă vrei să te plimbi cu barca, anunță-mă. M-aș bucura să-ți fiu de folos. Deține numărate ce petreceau în barul lui Moșanghel. Muncitorii din port veneau obosiți după muncă, cu umerii răniți și plini de praf. În schimb, în buzunare aveau de patru ori mai mulți bani decât un zilier. Mâine ne vedem și totul va fi bine. Codin venea aici regulat, aducând cu el ura, mânia, amintirea anilor din închisoare, înțelepciunea și moralitatea, căci în cărciuma asta el avea un cuvânt greu de spus. Alex era cunoscut pentru că era prieten cu Codin. Asta îl făcea respectat. Rostea numele unuia și apărea și fața celuilalt. Era știu și faptul că Alex îi cânta numai lui Codin. Iarăși ești în cârciumă și nu te ocupi de familie. Cără-te acasă sau te omor! Toată ziua stai aici! Pleacă acasă sau te omor, femeie! Cu vocea lui plină de emoție. Stai jos, nu-ți fă griji. Femeile îți dau numai bătăi de cap. Să-mi cânti cobzar romanța veche, ce mi-ai cântat cu cobza ta, că tu în lume n-ai pereche, să cânti ca nimeni altul dragostea. Să-mi cânti cobzar, să plângi cu mine, să plângă cobza ta cu noi, că nu mai e pe lume cine să ne înțeleagă. Hai să plecăm, bătrâni. Să-mi cânti cobzar romanța veche, ce mi-ai cântat cu cobza ta, că tu lume n-ai pereche, și cânti ca... Ce-i, mă, boule? Nu știi că ăsta e locul meu? N-am știut. Atunci mișcă-te!
Nu, Codin, eu n-am făcut nimic. Stai jos, liniștit. Codin l-a apărat. De azi înainte, ăsta e locul tău. Uite, uite. Sunt prieten. L-a apărat? Oare cine e băiatul ăsta? Nu știu cine poate fi. Hă? Nu știu nicio. L-a apărat. Da, l-a apărat Codin. Pa, nici mă așteptam. Flori, avem flori. Săruina, lasă-ți proaspeți. Poftiți, proaspeți. Flori, hai că am flori proaspeți. Avem flori. Dragi buni și proaspeți. Dragomir, în regulă, Dragomir, lucrurile stau bine. Se vorbește că cei care l-au omorât pe fratele tău și l-au ratat pe tatăl tău erau amanții mamei tale. Oricum, tatăl tău a păstrat secretul crimei. Nu a mers la poliție, înțelegi? Spuneți-mi ce s-a întâmplat cu Kira. Vei afla totul la timpul potrivit. Poftiți la raci! Salut, tinere! Ziua bună, Codin! Sunt un miel și mă hrănesc cu lupi! Aș dori să vorbesc cu dumneavoastră, domnule Codin. Ar fi în regulă, dar singura problemă este că nu am audiență. Cum să înțeleg asta? Ce înseamnă asta? După cum spuneam, nu am audiență. Dar de ce? Uite așa. Tu ai fost învățat cu politețea. Dar prietenilor nu trebuie să le cere audiență și nici să le vorbești cu dumneavoastră sau cu domnule. Nu știam asta. Spune-mi doar Codin. De ce mă cauți? De altfel te așteptam, dar aș dori să aud de la tine. M-ai așteptat? M-ai așteptat pe mine, Codin? Serios? Și de ce m-ai așteptat? Pur și simplu, te-am așteptat. Pentru ce s-a întâmplat la cârciumă? Din mai multe motive. Tu ești slab unde eu sunt puternic și puternic unde eu sunt slab, nu-i așa, frățioare? Am auzit că pe tatăl tău, care aproape a omorât-o pe mama ta în bătaie, l-au rănit amanții. Iar pe fratele tău l-au omorât și sora ta a dispărut. Așa se spune că amanții au făcut asta? Așa se spune. Și să rămânem la atât. Asta e o veste bună. Te tem de tatăl tău? Mă tem. Nu te teme. De unde ai știut unde-mi țin lucrurile, că mă găsești aici? N-am știut. Doar hoinăream pe aici. Azi nu mai lucrez, Codin. Nu, am predat deja sacii. Dimineața la 9 ai predat deja sacii? Da, câteodată fac asta. De ce te miră? Îmi place să lucrez pe răcoare. Dar dacă chiar ești curios, ieși cu mine într-o dimineață la 4 și o să afli acolo cum stă treaba. Așa te vei întâlni cu viața reală. Mâine aș vrea să văd. Bine. Frățioare, te-ai emoționat? Nu-i nimic, nu-ți fie rușine. Vezi? Ți-am spus că am și eu slăbiciune. Nu-ți fie rușine.
iau și eu sapul, mă rog. Hai, dă-te mai încolo, dă-te mai încolo că vine. Vezi? Aici merge după pile. Administratorul își alege oamenii. Pe lingăi și pe ăia care îi plătesc vinul la bar. Cei săraci își așteaptă rândul de la 2 dimineața. Doar că aici nu există rând. O știu și ei prea bine. Dar ce pot să facă? Nu-s destul de puternici să poată face așa cum fac eu. Stai să vezi. Vine Codin! Vine Codin! Hai că ne dă el! Vine Codin! Ne dă el de lucru, Codin, hai! Faceți loc, vine Codin! O să-i facă dreptate! Uite pe Codin! Poate mă ajută el! Ajută-mă, Codin! Ajută-ne! Achim! Fă-ne rost de lucru! Ajută-ne! Ion? Așa, Codin, ajută-ne! Stavros! Și mie, Codin! Îmi moare familia de foame! Sunt Liviu! Sunt un bătrân, iar femeia mea bolnavă! Și mie! Petre! Și mie, Codin! Și mie! Constantin! Mulțumesc! Mulțumesc! Lăsați-l la bătrân! Și noi! Codin, hai, lăsați-l noi la bătrân! Ah. Dă-ne și nouă un Codin, sac! Codin, ajută-mă și pe mine! Am terminat, Dragomire. Tu nu cunoști sărăcia, dar ăsta e traiul nenorociților. Ăsta este omul. Iar cei cu bani sunt puțini. Ăsta este omul. Și acum ești mulțumit? De ce aș fi mulțumit? Pentru că ai făcut un bine. Am făcut pentru că am putut. Nu sunt nici bun, nici rău, nici mulțumit. Nu, Codin, greșești. Ești bun pentru că faci bine. Oamenii te iubesc. Și faptele tale bune te dezleagă. Asta e bună. N-am știut că ești așa de naiv. Vorbești numai prostii ca puștii de bani, gata. Fapta bună făcută cu un scop nu mai înseamnă nimic. Ăștia de aici nu mă iubesc, din contră. Mă urăsc. Mă urăsc de moarte. Nu știi nimic despre viața asta. Nu că am putea să înțelegem lucrurile. Dincolo, pe insulă, trăiesc doi oameni în vârstă. Eu cred că ei sunt singurii care mă iubesc cu adevărat. N-am făcut niciodată diferența între o iubire sau alta. Sora și mama mea m-au iubit și asta mi-a fost de ajuns. Sigur. Aș vrea să văd cum sunt oamenii care te iubesc pe tine. Cine? Păi cei de care ai pomenit. Dacă vrei să-i vezi, poți să-i vezi. Oricând? Oricând. Uneori mă privea. Când își ațintea privirea asupra mea, mă simțeam fericit. Ca atunci când ascultam poveștile mamei. Râzi puțin, Codin. Haide, râzi. Râzi, Codin. Petruș, Codin. A venit Codin, moșule. Adu pahare. Vezi, Codin, câinii nu te mai recunosc. Ăsta-i semn că ne-ai uitat. Dar bine că ai venit. Ei, ajunge! Ajunge odată! Hai! Doamne ajută! Mânzul ăsta al cui e? El e Dragomir. Nu e chiar orfan, dar totuși este. Să zicem că e mânzul meu sau mai bine zis prieten. Ține-l, Doamne, sănătos. Sănătatea e cea mai bună. Uite, de acolo de... Am povestit despre una, despre alta, dar despre ce nu mai amintesc exact. Nu are nicio importanță în continuarea poveștii. Dar cum a venit vorba de băutură, mi s-a făcut tare poftă. Îmi mai dați o pălincă? Un lucru era sigur. Codin se simțea că nu era acasă. Era liniștit. Privirea lui nu a fost nicio clipă înfricoșitoare. Mă gândeam eu. Codin era mereu așa de blând, încă nu l-ai fi putut suspecta niciodată bea de ceva rău. Bea liniștit, așa-i țuica. Dacă ești slab, te face și mai slab. Iar dacă ai foc în suflet, ți-l aprinde și mai tare. Hai, noroc! Noroc. Acum vă las să petreceți. Mă duc să văd de animale. Vin și eu! Ai dreptate, Codine. Tu ești un om fericit. Slavă cerului că nu știi ce înseamnă sărăcia. Uită-te la Codin, toată copilăria i-a fost chinuită. Părinții lui și-au pierdut pământurile și-au devenit săraci, lipiți, amărăți. Codin a suferit și din cauza că toată lumea l-a considerat urât. Îl batjocoreau părinții, prietenii. Față de maimuță, asta era poroicla.
Te mai miri de ce s-a înrăit? La vârsta de 13 ani, părinții nu îl mai puteau bate. El îi bătea pe ei. Dumnezeu plătește pentru tot. Când părinții au îmbătrânit, s-au îmbolnăvit, în toiul iernii i-a alungat de acasă. Atunci m-am dus să-l rog să ierte. Flăcăul mamei, fie-ți milă de ei. Și iartă-i, te rog. Iartă-i, primește-i înapoi. Doar ei ți-au dat viață. Codin întotdeauna a avut suflet bun și a primit înapoi. La 18 ani a plecat la construcții de drumuri. A muncit din greu. Toți îl urau și cei cu care a fost bun. L-au urât pentru că avea putere, onoare și mai ales un simț al dreptății. Dar știa prea bine că mulți îi doreau pieirea. De aceea, să nu fie surprins în timp ce dormea, a traversat râul înot cu traista de haine pe cap. Și-a dormit prin laștin, dar dușmanii l-au găsit până la urmă. 4 l-au pândit să-l omoare. Unul dintre ei l-au găsit a doua zi cu mațele scoase și cu gura căscată. Codin l-a omorât, dar n-a avut ce face, s-a apărat. Abia ce a ieșit, că a ucis din nou pe un bărbat găsit în patul amantei. Vezi? Asta-i Codin. Numai Dumnezeu știe ce e în sufletul lui. Asta a fost destinul lui, să taie sare timp de 10 ani. În acest timp, tatălui a murit. De-aia îl numesc criminal. Pușcăriaș. Dar bunul Dumnezeu îl iubește încă, deoarece te-a ales pe tine, un înger, să-i fii prieten. Să ai grijă de el. Ai avut dreptate, Codin. Ei te iubesc din suflet. Ți-am spus, însă nu le-am făcut niciun bine. Altora le-am făcut, dar lor nimic. Atunci nu știi de ce te iubesc? Nu. Nu știu de ce mă iubesc. Într-o duminică am fost martorul unei bătăi cumplite. Marea parte a oaspeților continuau petrecerea începută cu o seară înainte. Codin era printre ei. Venise împreună cu vreo 10 din oamenii lui, dar el stătea numai cu mine și cu Alex la masă. Vinul curgea și doi țigari obosiți își cățeau iurile. Opa, care-i treaba, măi, fetițo? N-am primit nimic. Rămâne pe din afară în fiecare zi. Alții, numai la care vreți voi. Hai să mai bem sănătate. Hai să plecăm, că degeaba. O să venim și mâine, bine. A venit gașca lui Ignat. O să iasă cu scandal. Ce ne facem, Codin? Stai calm. Văd că aici este un loc liber. Nu vezi bine. Serios? Da. Dar eu văd foarte bine. Și pe tine te văd un impertinent. Care-i treaba, bătrân leproș? Ați paralizat? Se cam îngroașă gluma, nu crezi? Nu cu tine vorbeam, cu țiganii. Aha. Repede, femeie, mișcă! Cei, ce vă holbați? Ce nu vă place? Ha? Poate nu știți românește. Sau nu vreți să știți? Nu i-am zis nimic. De ce nu sunteți pe strada curvelor? Acolo v-ar fi locul. Faceți aici pe deștepții cu mine? Cei? Ce vă holbați? Ce vrea asta? Hai afară, cărați-vă! Fii atent. Dacă adunătura ta se leagă de ai noștri, atunci aveți de-a face dar cu mine. Dar tu cine mai ești, a?
Polițist sau pușcăriaș? Știi tu foarte bine cine sunt eu. Ai grijă! Codin, încetează! Codin! Ce-ai făcut? Te omor! Te-am salvat, Codin, te-am salvat! Ai văzut totul? Da! Eu sunt vinovat? Spune, eu sunt nu vinovat? Nu ești de vină, Codin, nu ești de vină! Ăsta nu mai duce mult. Iar ăsta nu mai are nevoie de nimic. Cântă ceva. Cântă. Suntem nevinovați, fir ar să fie. N-avem nicio vină, nici un polițist nicăieri, nu? Nici urmă de salvare. Omenirea este liberă. Liberă să se omoare cum vrea. Nu-mi pasă de dreptate și de nedreptate. Nici de ce primesc sau nu primesc de la viața asta. Toată viața mea e inima mea. Ce vrea ea, vreau și eu. Chiar și cu prețul vieții. Acum vin de la Istanbul. Am aflat doar că nicio româncă rănită la ochi n-a fost pe acolo. Altundeva trebuie să cauți Dragomire. Dar nu-ți fie teamă, s-o găsim. Îngrijorarea nu te ajută. Unui tânăr așa chipeș ca tine ar sta mai bine dacă s-ar distra. Vino la o plimbare cu barca. Cum te simți aici? Bea cafea, mănâncă fructe. Nu vrei să dansezi? Hai, dansează. Înainte dansam cu mama. Dansam în fiecare seară. Chiar de aceea. Dansează, dragul meu. Când se întorce acasă, Codin o bătea de fiecare dată pe mama lui. O trata ca pe o pisică răioasă. Codin! Codin! De ce faci? Încetează imediat! Îți mulțumesc că m-ai condus! Dar să știi că am băut, așa că nu te mai amesteca! O merită ciuma asta! Să se mulțumească cu atât!
Mă surprinde toată treaba. Serios? Te da, surprinde? Da, mă surprinde, Codin. Ce frumos ai spus! Degeaba-i spun ciumea astea să vândă restul de pământ. Ea nu și nu! Nu vrea ea! O bat până o să o facă! De ce nu vindeți pământul, Maica Anastasie? Vedeți ce vă face. Fiecare să-și vadă de treaba lui. Nu mă interesează părerea ta, mucosule. Și alții. În prezența mea să nu o bați. Să nu o bați în prezența mea. Asta nu-i mama. Asta e ciuma în persoană. Cum poți să spui asta? Nu ea te-a născut. Tare-i mulțumesc. Mi-e rușine de viermele ăsta. M-a hrănit cu o travă. Vindeți pământul ăla. Pentru Dumnezeu. Până la urmă o să vă omoare. Nu-i nimic. Nici atunci. Nici atunci nu-l vând. Pentru Dumnezeu, ce vreți cu el? Și așa totul îi rămâne lui Codin dacă vă prăpădiți. Nimic. Nimic. Nu primește nimic. O să-i las bisericii tot ce am. Tot ce am. Asta va fi a lui. Prada pe care vrem să o vânăm e foarte șiretă. Rațele sălbatice mănâncă și dorm în locuri diferite. Dimineața fug de răsărit și seara de apus. Un veșnic du-te vino între cele două. Când zboară deasupra trestilor, se înalță cât mai sus, ca să n-ajungă în bătaia puștii. Dar și rațele mor din slăbiciunea lor, ca și noi oamenii. Când apa e curată, le place să se privească în oglindirea apei și zboară foarte jos. Atunci poți să le omori. Înțelegi, nu-i așa? Te iubesc, Codin. Știu că mă iubești, Dragomir, dar în același timp sunt trist. De ce ești trist? Pentru că ești prea tânăr ca să putem fi prieteni de viață și de moarte. Dar tu ai un asemenea prieten, Alex. Aia nu e prietenie adevărată. Și Alex se teme de mine ca și ceilalți. Face pe mielul pentru că sunt dintr-o bucată și nebun. Dar dacă mi s-ar întâmpla ceva, m-ar scuipa între ochi ca și ceilalți. Prietenia adevărată... Prietenia adevărată este cu totul și cu totul altceva. În prietenia adevărată, dragostea nu cunoaște interes. De aceea este așa de scumpă inimii. Ai auzit, nu-i așa? Că acum 12 ani am omorât un om din Iași. Ei bine, acel om îmi era prieten adevărat. L-am iubit nespus pentru că pentru prima oară am găsit un prieten adevărat. Eram trecut de 18 ani și duceam o viață de câine. Sunt copilul la doi nenorociți care m-au bătut. M-au trimis să fur, ba un sac de grâu, ba o găină din vecini. Așadar, veninul tuturor șerpilor s-a strâns în mine. Dacă cineva mă rănea, îi rupeam oasele. Atunci a apărut în viața mea Tănase. Era frumos ca și Alex, dar era puternic și inimos. Frățioare, Dragomire, ce lucru mare e să fii iubit cu adevărat. Când i-am simțit pentru prima oară sărutul sincer, atunci parcă s-a schimbat lumea. Ne iubeam ca frații, dar după câteva luni am observat că s-a schimbat. Nu mă mai săruta. Încercam să-l aduc înapoi, dar Tănase, de la o zi la alta, se îndepărta de mine. Apoi, dintr-o dată, gura pe care o sărutam cu sfințenie și cu prietenie mi-a zis cu dispreț: față de maimuță! Am plâns, am plâns cu durere în suflet. În final, fratele meu Tănase împreună cu trei ticăloși m-au găsit într-o noapte. Vroiau să mă omoare în timp ce dormeam. L-am ucis eu pe el. Voiam să-l ucid pe Tănase din adâncul sufletului meu și asta am și făcut. Mai târziu am ucis un om pe care l-am găsit în patul amantei mele. Frate Dragomir, tu încă nu știi ce înseamnă durerea înșelăciunii. E mai rea ca foamea care îți roade stomacul. Mai rea decât arsura fierului încins. E mai rea decât moartea. Eu am fost cel ucis. Eu! Degeaba m-au aruncat ani de zile în ognă. Eu aș ști să te iubesc, Codin. Vreau să-ți fiu prieten adevărat. Tu ești bun, Dragomire. Și ai face și din mine un om bun. Dar ești foarte tânăr.
Prietenii adevărați își însemnează cu cuțitul o cruce pe brațul stâng și își beau sângele, sânge care vine direct de la inimă. Eu îl pedepsesc cu moartea pe cel care mă trădează după ce mi-a băut din sânge. Codin, voi bea din sângele tău și pedepsește-mă cu moartea dacă te voi trăda. O, Dumnezeule mare! Totuși, sunt om dacă un tânăr ca tine mă poate iubi într-atât de mult. Prietene, pot să te tai la braț? Pot să-ți beau din sânge? Fă-o, Codin! Taie! Taie! Taie numai! Râzi, Codin! Râzi! Bea, frate! Bea! Oh, fi binecuvântat! Oh, inima ta tânără va învăța cum poate iubi un pușcăriaș. Unde mă duci? Uite că vine Codin! Spune-i ce ai de zis! Mortalul dă târcoale de ore întregi pe lângă geamul Irinei. Și acum e acolo. Dacă te grăbești, îl mai găsești. Cine este acest motan? Îl știu. Este porecla unui bărbat care din cauza aventurilor lui amoroase a fost bătut de multe ori. Dar pe Irina a lăsat-o în pace până acum. Promite-mi că nu-l vei ucide. Mi-e teamă pentru tine. Promit că nu-i fac niciun rău. Da, să știi, Codin va pieri din cauza unei femei. Dar noi suntem frați de sânge. Nu mai ai voie să ucizi. Pleacă, copilăși. Pleacă de aici, că spar capul. Codin! Tu nu m-ai cunoscut la geamul tău ce strălucea, privi atât de des, o lume toată înțelegea. Tu nu mai înțeles de câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat. Ia, ascultă! Iertați-mă, domnule, n-am vrut să... Nu te speria, nu o să pățești nimic, țigane. Eu i-am spus să nu venim aici. Iar tu să nu îndrăznești să fugi, că ba cuțitul în tine. Dezbracă-te! N-auzi? Dezbrăcarea. Iar tu cântă! Tot aia! Aia ce cântai și înainte! Așa! Dezbracă-te, motanule, dacă-ți vrei binele! Mai dă! Mai dă! Mai dă! Și izmenele, motanule! Bine, motanule, așa, motanule. Gândește-te că aș putea să te și omor, nu-i așa? Treci în patru labe. Haide. Ce, Codin? Ai auzit bine, în patru labe. Nu-mi fă asta. Dă-i drumul. Haide. Pornește! Behă e ca un țap. Bine, motanule. Bine! Ce serenadă emoționantă! Într-o dimineață a început să se răspândească o veste îngrozitoare. Se vorbea că înainte cu o noapte cineva a murit de holeră. Au înființat o carantină. Împrejurimile caselor cu holeră
le-au izolat complet. Adu și mie găleata aia. În zilele următoare, medicul și asistentul au adunat câțiva oameni suspecți de boală. Săptămâna aceea au mai murit încă doi. Apoi, peste trei zile, alții. Cadavrele le scufundau în vară. Bogați au fost primii care au plecat, apoi și restul. Eu eram cu Codin. Ni s-a alăturat Irina și Alex. Să vezi că Holera se va speria de mama și va veni aici. Mai bine o aduceam cu noi ca sperietoare. Am pornit să hoinărez prin pădure. Dintr-o dată mă observa ceva. Era o batistă. Îmi era cunoscută. M-am uitat mai de-aproape. Da. Era batista Irinei. Avea o monogramă cu numele ei. Am zâmbit când mi-am imaginat ce față va avea Codin când îi voi arăta batista. Dovada că și în timpul cumplitei holere, Irina găsește locul lipsii de griji. Bine că ai venit. Asistenții au găsit bolnavi și în tabăra cealaltă. Nu peste mult timp vor fi și aici. Este aici și o femeie bolnavă. Hai să o ascundem undeva ca să nu fie găsită. Haide. Da, facem o scurtă plimbare, maică. Așa. Hai. Vă rog, cu grijă. Cu grijă. Nu aveți grijă. Codin, nu încolo. Să nu mergem încolo. De ce nu? Sunt locuri foarte bune încolo. Totuși nu în partea asta. E prea aproape de tabără, până la urmă o să o găsească. În mod sigur nu o vor găsi. E aici căpița asta de fân. E un loc foarte bun. Uite așa. Ușor. Așa. Săraca. Uite, cineva a fost nu de mult pe aici. Nu ai fost tu? Nu. Ajută-mă. Ajută-mă. Perfect. Un loc perfect. Atât de perfect încât l-au găsit și alții. Lupul nu trece numai odată pe la turma oilor. Asta nu-mi place. Hei, ai grijă. Vino aici. Unde ți-e granula de camfor de la gât? Chiar, se pare că am pierdut-o. Mare păcat, Irina. Nu știi că granula de camfor te apără de holeră? Știu asta, Codin. Bună ziua. Bună ziua. Ei, Irina, ești foarte neatentă.
No, omul nu pierde cu atâta ușurință așa ceva. Cu holera nu-i de glumă. Știu, Codin, dar am pierdut-o, ce să fac? S-a rupt șnurul. Era foarte subțire. Subțire, da. Se rupe ușor. Asta înțeleg. Atunci putem aduce femeia înapoi. Hai, frate. Așteaptă, Codin, vin și eu. Să văd unde ai ascuns-o pe Maica Jolțe. De ce nu? Vino și tu. Poți veni și tu, frate Alex. Bine, Maica Jolțe, au plecat asistenții. Mergem înapoi. O să te vindeci, o să vezi. Ai văzut că lupul se întoarce la turma oilor? Ți-am spus, nu? Irina, ce cauți? Eu? Nimic. Care-i treaba, frate Alex? Care să fie? De ce întrebi? Luam prăzul împreună, ca de obicei. Codin abia mânca. Mai mult se juca de-a mâncatul. Se uita când la Irina, când la Alex. Mai degrabă curios decât cu reproș. Niciunul dintre noi nu vorbea. Mâncam ca muții. Îmi place râsul tău, Codin. Îți place? Îți place cu adevărat? Da, îmi place mult. Bine că ești aici. Tocmai vroiam să te întreb ceva. Ce crezi tu despre acest camfor pierdut și despre crengile de salce decojite? Nu cred nimic. Uită-te la mine, frate. Chiar nu crezi nimic? Cred doar că Irina și-a pierdut camforul. Minunat. Și despre crengile decojite? Și căpița? Ce cuibușor bun e ăla, nu? Nu e așa că ai văzut nuiaua în mâna lui Alex? Crezi și tu că acolo am văzut cojile nuielei? Nu știu, Codin. Ei, frate. Nu știi. Dar tot crezi ceva despre asta, nu? Multe crengi de salce se cojesc. Și multe granule de camfor se pierd, nu-i așa? Ascultă, frățioare, aș vrea să-ți aud părerea despre asta. Eu te cred. Dar ce să cred, Codin? Poate că Irina și Alex s-au plimbat pe acolo. Da? Asta crezi, că s-au plimbat? Da. Apoi s-au întins în spatele căpiței, s-a pierdut camforul și ei, ca doi buni prieteni, ca doi frați. Eventual vorbeau despre mine, despre cât de mult mă iubesc. Ascultă aici, frate. Spune-mi ceva ce pot să cred. Ajută-mă, dar nu cu minciuni banale. Spune-mi ceva ce pot crede. Ce s-a întâmplat, Codin? Ce ai de gând, frate? Nu există așadar răspuns care să adeverească faptul că ești nebun, Codine. Ascultă, frățioare, aș vrea să spun eu ție ceva. Hai să ne anulăm legământul. Să nu mai fim frați de sânge, asta vrei? Da, asta gândesc. Dar de ce? E mai bine așa. Nu există dragoste frățească pe pământ. Am greșit. Nu peste mult timp
Voi pleca și voi trăi cu lupii, Dragomir. Nu mă speria, Codin. Eu am crezut cu adevărat că-ți voi fi frate de sânge. Tu ai zis că asta durează până la moarte. Frate Alex, vreau să mă distrez. Hai să plecăm în oraș. Și holera? Am zis că vreau să mă distrez. Nu, holera e cel mai rău lucru din lume care îi frământă pe oameni. Da ce? Foarte multe, știi prea bine. Asta căutai? Hă? Asta căutai? Unde era? Unde ai pierdut-o? Acolo. Unde zăceau și cojile de salcie. Poftim, floarea mea, să nu te atingă holera. Ei bine, Alex, putem porni? Cred că va fi un chef pe cinste! Codin! Codin! Ce vrei? Puțină distracție. Da, da, bine. Frumoasă distracție. Îți lipsești o doagă, băiete. Ce-i cu tine, Codin? Ce distracție e asta? M-ai lovit în inimă, Alex, frate. Simți tăietura asta? Îți amintești? Am primit-o când te-am salvat, așa-i? Îmi amintesc, Codin. Și sunt recunoscător. Serios? Recunoscător? Cum e când ești nerecunoscător, Alex? Hai, Codin. Mă întreb niște lucruri ciudate. Știi foarte bine că nu sunt în felul ăsta. Mă plictisește tăcerea ta, Alex. Ia spune, cu ce cuțit ai decojit creanga aia de sarcie? Dă-mi, te rog, cuțitul ăla. Să ți-l dau? Cu ăsta am decojit-o. Da-l încoace. Pentru ce, frate? Să mă uit doar, Alex. Îmi plac cuțitele frumoase. Dar tu ai atâtea cuțite frumoase, Codin. Dar nu unul frumos ca ăsta, Alex. Frumos. Chiar că e frumos. N-a fost făcut să se scalde în sânge. Mai degrabă pentru... decojit screnguțe de salcie pentru decorat, a? Dacă vrei să devină armă periculoasă, trebuie să-i bagi vârful în o travă. Nu-ți face rău, Codin. Deci ți-e frică pentru mine. Asta mă bucură. Îmi încălzește sufletul, Alex. Codin, frățioare. Ce ai, frate? Păi ce pot să am?
Ce poate avea un om căruia îi se poartă de grijă, care este iubit, care nu este trădat niciodată? Țuică! Va fi petrecere. Până la fund. Cântă, Alex. Îmi place foarte mult cum cânti. Cântă. Sunt în scobzar, când romanța veche, ce mi-ai cântat cu copza ta. Că tu, lume, îmi vin în minte lucruri de mult uitate, Alex. Întotdeauna sunt emoționat când cânti. Tare mai place cum cânti, Alex. Spune, cine dracu te-a pus azi de dimineață să tai creanga aia de salcie? Și altădată obișnuiești să faci asta, de exemplu, atunci când mergi după mâncare? Nu înțeleg ce vrei. Nu înțelegi. Nu înțeleg. Nu înțelegi. Chiar nu înțelegi? Nu înțelegi. Țuică, repede! Cântă, Alex! Mi-e teamă pentru tine, Codin! Codin, nu fă asta! Mi-e teamă! Cântă! Ce mi-ai cântat? Cântă! Cântă, Alex! Cântă! N-ai perechi! Și când... Cântă, Alex! Ce-ai făcut, Codin? 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 De parcă aș fi murit și eu. Că și rost avea viața fără mama, fără Chira și fără fratele meu de sânge, Codin. Cu sufletul gol și privirea seacă, hoinăream prin oraș. A trecut și epidemia de holeră. Străzile erau populate din nou. Dar pe cine mai interesau toate astea? Poftiți, laraci proaspeți! Poftiți, laraci! Poftiți, poftiți! Ragi buni și proaspeți! Poftiți, laraci proaspeți! Ragi buni și proaspeți! Vai de tine, băiete! S-a adeverit sfârșitul unchiului tău. Cosma a fost împușcat de oamenii lui Daicătu. A fost rănit și fratele lui, dar până la urmă a scăpat. Și Chira? Pe Chira au răpit-o și au vândut-o. Au dus-o în Turcia. Mai multe nu știu, băiete. Doamne, unde ești, Chira? Unde e mama? Unde e Codin? Poftiți, dragi proaspeți! Dragi buni și proaspeți, poftiți, laraci proaspeți! Hai, laraci! Hai, laraci! Chira! Mama! Codin! Unde sunteți? A venit toamna. Cea mai tristă pe care am trăit-o vreodată. Am trăit multe toamne triste, dar asta a fost îngrozitoare.
Nu numai lipsa celor pe care am pierdut mă durea, dar mă temeam că mă ajunge și blestemul tatălui meu. Ce trebuia să fac? Codin! Nu te speria, Dragomir. Să nu spui nimic. Vin din Stufăriș. Am trăit cu lupii. Dar ei au blană. Eu nu. Crăp de frig. În halul în care sunt acum, n-am fost nici în închisoare. Nu-ți fie frică, Dragomir. Nu mai lupt cu mine. Ne-am împăcat, suntem în relații bune. Atunci când m-ai înșelat, ți-am dorit moartea. Acum aș vrea să te sărut, Dragomir. Să nu te găsească. Cum ai ajuns aici? Te sărut, Dragomir. Te sărut. Uită-te la epava asta! Nu ți-am spus că și holera fuge dacă o vede? Dar asta n-are nimic. În timp ce alții au pierit, asta a supraviețuit! Își bate joc de mine. Cum mă vede, își bate joc de urțenia mea. Așa sunt eu, un animal josnic! A? Nu te rețin mult aici. Sunt împuțit și soios, știu asta. Poate nu te-aș fi deranjat dacă nu mă urmăreau amintirile. De parcă ai fi supărat pe mine, Dragomir. Știi, când ești mânios pe cineva, cel mai bun leac pentru mânie este bătaia. Bate-mă. Pentru că supărarea care te macină încet e mai rea decât o palmă dată din dragoste. Lovește-mă, Dragomir. Niciodată nu te-aș putea lovi, Codin. Lovește, mai bine decât să fii supărat. Nu sunt supărat. Ba da, ești supărat, Dragomir. Lovește-mă. Hai. Haide. Haide. Haide, hai, hai! Așa. Acum e mai bine. Înainte de a mă preda la poliție, înainte de a o face, poate am dreptul încă o dată. Pentru ultima dată să strâng mâna unui frate, Dragomir, vreau să-ți simt sângele din care am băut. Te rog, Dragomir, gândește-te tot timpul cu milă la bietul Codin. Am trăit o viață păcătoasă, deși întotdeauna am vrut binele. Dar poate că nu. Cum și unde trebuia? Până la urmă aș spune că vreau să mai trăiesc. Am doar 32 de ani, nu? Aș putea aduce de la București un avocat bun și l-aș putea ruga să latre la jurat, știi? Pentru bani ar face orice, orice! Ai vedea cum pentru bani schimbă legile și mărturiile.
I-aș pune picioarele în jurul gâtului acestui șarpe! Maică mea! Mortăciunea asta care își încălzește curul lângă foc! Dacă aș putea ajunge la niște bănuți și laptele care l-a sub din măsa ar ieși din el. Că peste 10 ani m-aș elibera, aș putea pleca undeva pe Muntele Sfânt la o mănăstire. Ba nu, de fapt, mi-a ajuns. Eu spun asta, Codin. E vorba despre faptul că sufletul este mai important. Nu știu ce să cred. Dar Codin a înnebunit și va muri. Aveți grijă de el, maica Anastasia. Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Rămâi aici, te rog. Vreau să văd. Maica Anastasia l-a opărit pe Codin cu 2 litri de ulei fierbinte. Îngrozitor. Ce? Ce s-a întâmplat? Nu se poate. Nu se poate. L-a omorât ca pe un animal. Dumnezeule, ajută-ne! Cum să faci așa ceva? Știam că așa se va sfârși! Da, mi-e și mie milă. Da, e îngrozitor asta. Nu s-a putut întâmpla așa ceva. Acoperă mai bine. Da, e acolo, mai aproape. Ce o să se întâmple? Te așteptam, bobocule, te așteptam. Dumnezeu te-a trimis, Nazim Efendi. Allah m-a trimis, el știe ce ai de făcut. Ești palid, nu ți se potrivește teama. Tu te-ai născut să fii vesel. Nu mai am pe nimeni. Și de tata mi-e teamă. Să nu-ți fie frică de el. Nu există putere pe lumea asta de care eu să nu te pot ocroti. Crede-mă. Iartă-mă, Dragomir. Iau în serios supărarea ta, dar în același timp cunosc viața. Eu văd deja lucrurile care te pot consola de aici înainte. Muzică, dans, haine frumoase și bijuterii fine. Asta urmează, asta te așteaptă. Și mama mea și Kira? Mă super, Dragomir. Ți-am spus că totul va fi bine. Pe mama ta și pe Kira le vom găsi în curând. Ferească-te, Allah, de nerăbdare. Nu-i voie. Să ți se învioreze fața, să-ți vezi zâmbetul. Vei fi fericit, asta e sigur. Urmează-mă. Dar unde mergem? Unde? Unde? Mai întâi mergem în Istanbul, la palat. Ești blec ca o oaie și pe deasupra, din păcate, tânăr și frumușel. Asta e periculos. O să ai tot ce ai nevoie, chiar mai mult decât ți-ai dori.
Hai. Vino. Ai avut noroc, Dragomir, că te-a luat cu el Efendi. A fost un monstru. Acel negustor arab a fost cel mai scârbos om pe care l-am întâlnit vreodată. M-a distrus. A fost josnic. Și a bătut joc de mine. Unde te-a dus atunci? Chiar aici, în Istanbul? Da. Aia e o altă poveste. Așa ai devenit artist în sărăcie? Aia s-a întâmplat în Damasc, când curcăm lucrurile. Și Kira? Cu ea ce s-a întâmplat? Kira. Chipul ei mi-a umplut viața. Pe ea o vedem în ochii calului meu. În lucrurile mele dragi. Și în tot ceea ce atingeam. Dacă mă luam după bârfe, trebuia să cred că se afla în 10 haremuri în același timp. Într-o zi, în Istanbul, a trecut pe lângă mine o căleașcă cu 2 cai. Și cum a trecut, mi s-a tăiat respirația. Kira era în ea? Aș putea să jur că a fost Kira. Și cu mama ta? Cu ea ce s-a întâmplat? V-am spus că n-am mai văzut-o. Apoi Codin ăla a fost un nemernic de om și a meritat soarta. Nu, n-a fost nemernic. A avut cea mai mare inimă. Dacă nu e Fendi, atunci sigur tipul ăla te-ar fi corupt pe tine. Codin! Nu, el n-ar fi făcut asta. Pe el am iubit. Omul nu-și poate povesti viața și nici adevăratele secrete. Vorbești verși uscate, Dragomir. Se pare că s-a urcat palinca la cap. Tot timpul face asta. Se îmbată, apoi obosește. Aici se poate întâmpla oricui. Ce ați aflat despre Codin? Sau despre mama sau Kira. Adevărul stă în detalii. Dar care dintre voi atent la detalii? Cine ar pricepe? Care dintre voi ar înțelege? Și totul s-a sfârșit cu bine și n-a avut nicio valoare. Păi ce mai vrei să știți? Ajunge pentru azi. N-ați devenit mai deștepți. Din tot ce-am drugat, pun pariu că nimic nu e adevărat. Niciun cuvânt? Poate totuși ceva e adevărat. Dar cine știe ce anume? Fii atent! Ce e asta? Domne, ce e asta? Ce frumusețe! Aici, frumoasă e. În America mulți oameni au deja. Cu asta se poate merge ca nebunul. Are o roată pe lateral. Oare unde se leagă ca aici? Mai asta cred că merge singură. Da. Frumoasă, măi. Așa ceva. Frumoasă e. Crezi că o fi scos? Uite acolo. Da. Cât de scump o fi fost oare?